Petre Roman a răbufnit după ce Klaus Iohannis a dat aviz pentru urmărirea sa penală, e revoltător. În spatele acestei urmăriri se află altfel de intenții. Petre Roman s-a declarat revoltat după ce Klaus Iohannis a dat aviz pentru urmărirea sa penală, dar ea lui Ion Iliescu sublinierei Gelu Voican Voiculescu în dosarul Revoluției. Nu se face deloc lumină. Avem de-a face cu o gravă mistificare. În acele momente, cine eram eu să dau ordine militare? E absurd. Eram un nimeni. În spatele acestei urmăriri se află altfel de intenții. E complet nefondat, niciun fel de bază, este lipsit de orice valoare morală. Eu nu am avut decât ansa de a participa la revoluție. Se înțeleg din cererea domnului Augustin Lazare ce mai bine muream la revoluție. Domnul Iohannis procedează cum crede, îmi asum această decizie. Este revoltător. Eu eram un profesor la Politehnic, am avut curajul să ies la baricad, era să mor acolo. Dacă se crede ce a fost o diversiune militară, ce legătură are asta cu mine, a declarat Petre Roman în cadrul unei intervenții telefonice la Realitatea TV. Președintele Klaus Iohannis a transmis vineri ministrului Justiției cererea de urmărire penală, fapt de Ion Iliescu, Petre Roman sublinierei Gelu Voican Voiculescu în dosarul Revoluției din 1989. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri 13 aprilie AC, ministrului Justiției cererea de urmărire penală, fapt de domnul Iliescu Ion, de domnul Roman Petre sublinierei de domnul Voiculescu Gelu Voican, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal numărul. /2014 al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație sublinierei Justiție secția parchetelor militare, sub aspectul sevâr sublinierei RIDCTRAC subliniere TIA infracțiunii contra umanicii, prevăzut de articolul 439 alin. 1. Lit. A, G, I, subliniere I, K, cod penal, cu aplicarea articolul 5 cod penal, urmând a se proceda conform legii, virgulă, având în vedere solicitarea procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație subliniere I, Justiție, în temeiul prevederilor articolul 109 alin. Teza 1 din Constituția României, Republicat, ale articolului 12 subliniere I articolul 18 din legea numărul 115/1999, precum subliniere I a celor reținute prin deciziile Curții Constituționale numărul 93/1999, numărul 665/2007, sublinierei numărul 270/2008, anuncat administrația prezidențială. Totodată,
parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație, sublinierea justiției a fost în subliniere tincat cu privire la formularea acestei cereri. Procurorul general Augustin Lazăre a transmis în 2 aprilie presublinieredintelui Klaus Iohannis o solicitare pentru încuvincarea începerii urmăririi penale pentru infracțiuni contra umanității a fostului presublinieredinte Ion Iliescu, a fostului premier Petre Roman sublinierei a fostului vicepremier Gelu Voican Voiculescu, în dosarul Revoluției. Fostul premier Petre Roman a declarat atunci ce această cerere îl revolt, subliniere i-a negat orice implicare în dosarul Revoluției, afirmând ce, de fapt, el a fost ținta focurilor de armă.